convocată de către primarul orașului Comănești. Sunt prezenți în sală 13 consilieri și 6 prin intermediul online. Este întrunită majoritatea, ședința este statutară și își poate începe lucrările. Rugăm pe domnul primar să ia cuvântul. Bună ziua, vă spun și eu, și la mulți ani pe anul ăsta. Începem anul cu prima ședință de Consiliu Local, ședință extraordinară, pentru că avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul orașului Comănești pentru anul 2024-2025. Pentru că au apărut tot felul de probleme și tot felul de chestiuni. În anumite, am avut noi un obstacol, să zicem așa, un hop de trecut, când am afiliat școala numărul 2 Zăvoi colegiului tehnic Dimitrie Ghica. Pentru că nu îndeplineau condițiile și criteriile de a mai putea funcționa ca școală de sine stătătoare cu personalitate juridică, pentru că legislația ne obligă ca școlile cu personalitate juridică trebuie să aibă minim 300 de elevi. În situația în care școala noastră scade sub 300 de elevi, nu mai devine eficientă din punct de vedere financiar, asta este un aspect, dar nu este eligibilă din punct de vedere legal, pentru că legea nu ne mai permite să mai funcționăm așa. Și corobora cu chestia asta, nici financiar nu se mai încadrează și apare încă o noutate, o problemă. Problema numărului de ore per profesor. Orele, pentru că numărul de elevi este scăzut, scade și numărul de clase din școala respectivă. Scăzând numărul de clase, scade și orele de predat la elevii respectivi. În situația asta ne aflăm acum și la școlile din zona aceasta a orașului. Deci problema Zăvoilor a rezolvat-o de atunci, am afiliat școala numărul 2 sub aceeași personalitate juridică, Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești, și funcționează ca și Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica. Acum, în această situație, ne aflăm cu școala Costache Ciocan, la care a scăzut numărul de elevi la 264. Deci o tot hârâim așa de câțiva ani de zile buni, de la numărul de elevi, de la 300 cât este legal, am mers sub numărul de elevi, într-un mod, situație de avarie, ca să zicem așa. Pe de altă parte, școala Ciprian Porumbescu, pe care știți cu toții că am renovat-o și am și construit un corp de clădire nou, unde avem număr de săli mai mari și toate celelalte, și acolo sunt probleme cu situația aceasta în ceea ce privește numărul de elevi, numărul de ore per profesor. Și de aceea ei, cei de la școala Ciprian Porumbescu, mi-au solicitat dacă școala Costache Ciocan nu mai este eligibilă din punct de vedere al numărului de elevi ca să funcționeze ca personalitate juridică, să facem această unificare a celor două școli prin absorpție, în așa fel încât și școala Costache Ciocan să devină sub structura școlii Ciprian Porumbescu. Și mi-a dat exemplu domnul director de acolo de vreo 3 cadre didactice care le completează, cărora le completează orele la școala Lăloaia, pentru că nu au cu ce le completa numărul de ore. Când este cu personalitate juridică, școala Ciprian Porumbescu cu personalitate juridică, școala Costache Ciocan cu personalitate juridică, structură separată, sunt obligați ca la orele care rămân, rămășițele acelea de 2 ore, 3 ore, nu știu cât, trebuie să le raporteze la Inspectoratul Școlar Județean. Când le raportează la Inspectoratul Școlar Județean, sunt scoase la concurs și vin și ocupă posturile acelea de la diverse alte școli din tot județul ăsta, din alte orașe, din alte localități. Nu poate ca să se ducă de la o școală de-a noastră, care, cum ar fi Ciprian Porumbescu, se ocupe acolo pentru că au alt statut separat. Ori dacă le unificăm, atunci
automat orele acele revin, le împarte între ei profesori de acolo. Spre asta e vorba. Mai greu am înțeles și eu fenomenul ăsta. De ce se zbat ăia așa și ăia așa? Ca să știți cum se pune problema. Deci, pe de o parte, numărul de elevi, când nu mai este funcțional din punct de vedere legal, nu mai poate să fie structură separată și sub 300 de elevi nu mai permite legislația, dar pe de altă parte, chiar de am vrea noi să-i mai susținem, nu se mai poate susține nici din acest punct de vedere al numărului de elevi, de ore, de clase, de așa mai departe. Și atâta e toată modificarea care o avem acum. Am încercat să le dăm grădinița, creșa, să le arondăm școlii Costache Ciocan. Nu au fost aprobate de minister, să știți. În structura trecută pe care am învățat-o, în organizarea rețelei școlare din anul trecut, am încercat să afiliem grădinița Dumbrava Minunată și creșa, să le afiliem școlii Costache Ciocan. Și am primit aviz negativ de la minister. Deci am încercat să-i ajutăm într-un fel sau altul, că zice, bă, dar desfințează școala. Nu desfințăm nicio școală, toate școlile funcționează ca și înainte. Doar că conducerea școlii este aici, nu e dincolo. Poate fi un director adjunct care se ocupă și de școala aia de acolo, de partea aia. Nu e niciun fel de problemă, se poate rezolva asta foarte. Poate să mai ceară un director. Poate să mai ceară un director. Adică nu este o mare catastrofă. Noi școlile le-am reabilitat, sunt toate în program de reabilitare, de renovare, de modernizare. Deci nu e niciun fel de... Din punct de vedere al activității învățământului, eu cred că nu este afectat cu nimic ca infrastructura educațională din acest motiv. Din contra, este foarte, foarte bine. Da, cam asta, domnul președinte. Da, bună ziua, vă spun și eu și la mulți ani. Și bine ați venit la ședința, prima ședință din acest an. Vă propun să începem lucrările ședinței de astăzi până să pune la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc frumos! Primul și singurul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare la nivelul orașului Comănești pentru anul școlar 2024-2025. Materialul a fost prezentat în cadrul comisiilor de specialitate. Doamna Aron ne-a prezentat punctul de vedere. Dacă mai sunt alte discuții? Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Să consemnăm că domnul Sarca se abține. Dacă... Păi este logic să se abțină domnul Sarca, pentru că e vorba de școala pe care dânsul crede că nu a intrat în renovare și școala e renovată, gata deja, și nu vota alte proiecte, că nu se renovează școala Lăloaia. Ei, este renovată școala, dânsul e tot mai în urmă cu o tură, știți? El e... da, mulțumim frumos pentru tot atunci și ne auzim. La următoarea ședință, probabil că va fi în... Da, vă mulțumim frumos pentru participare. Cu asta ședința la sfârșit.